Făcătorul cel șiret. Unui om care avea un han i-a dispărut odată din casă punga cu bani. S-a dus omul la judecător și i-a spus: domnule judecător, azi noapte mi s-au furat banii. În casa mea locuiește multă lume și nu știu care dintre oaspeți e vrednic de dispreț. Judecătorul a grăit: toți cei ce locuiesc în casa ta să vină la mine la răsăritul soarelui și am să-ți arăt hoțul. Dacă s-au adunat cu toții la judecător, acesta a zis: iacă, îi dau fiecăruia dintre voi câte un bețișor de trestie de aceeași mărime. Mâine dimineață să mi le aduceți înapoi. Dar să știți, bețișorul celui care a furat banii va crește peste noapte cu un deget. Înspăimântându-se, hoțul s-a gândit ce ar putea face ca să-l înșele pe judecător. S-a tot gândit și și-a spus: am să scurtez bețișorul chiar cu un deget. Are să crească peste noapte și are să fie deopotrivă cu celelalte. Astfel, judecătorul nu-și va da seama că eu sunt hoțul. De dimineață au venit cu toții la judecător. Toți aveau bețișoarele la fel de lungi, unul singur avea bățul cu un deget mai scurt decât celelalte. Iată cine a furat banii, a zis judecătorul și a poruncit să fie vărât în închisoare. Astfel s-a făcut dreptate și hangiul și-a recuperat paguba.